Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Margareta Răducanu și vă invit să urmăriți emisiunea Intersecția RM. În această seară discutăm despre învățământul superior din Republica Moldova și invitat îl avem în studio pe domnul Nicolae Chicuș, doctor în istorie, rector al Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă, profesor universitar. Bună seara și bine ați venit la noi în studio! Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Sunteți pe ultima sută de metri de pregătiri și începe un an de învățământ, anul 2017-2018. Sunt sigură că v-ați fi dorit poate altfel cumva să decurgă această perioadă de înmatriculare, dar despre aceasta vom vorbi la final, pentru că vreau să facem și un anunț de ce se mai poate face în ultimele zile. De la început aș vrea să vă întreb, pentru că totuși învățământul superior din Republica Moldova pregătește viitorul Republicii Moldova și pregătește acei oameni care ne vor conduce sau vor avea un acces la conducerea Republicii Moldova. Vreau să vă întreb, în decursul a câtorva ani, să zicem 10-15 ani, dumneavoastră, și în calitate de rector, și în calitate de profesor universitar, ați văzut îmbunătățirea sistemului de învățământ superior sau altceva? O problemă destul de complicată, o întrebare cu multe evident că sistemul de învățământ în Republica Moldova astăzi, dacă este vorba de necesitățile Republicii, el nu corespunde necesităților actuale. Eu mă refer în primul rând la domeniul de care răspund. Învățământul, pregătirea cadrelor didactice pentru învățământul preuniversitar. La acest capitol, deci, însăși faptul că numărul de studenți este în descreștere, în condițiile când numărul de cadre didactice, locuri vacante, sunt mai multe decât absolvenți ai facultăților pedagogice, evident că asta este una din rezultatele acestor schimbări nereușite care s-au făcut în învățământul superior. Dacă să ne oprim la problema asigurării, învățământul alături de medicină și securitatea statului sunt trei domenii care statul poartă responsabilitate nemijlocită față de aceste trei domenii. Pe tot parcursul, de cum sunt al șaptelea an în funcția pe care o dețin, întotdeauna am avut promisiuni de susținere în dezvoltarea bazei materiale pentru pregătirea cadrelor didactice. E una să vrei să faci și alta să poți să faci lucrul acesta. Și în afară de promisiuni, foarte puțin am primit din partea statului în acest sens. Dacă un exemplu concret, de exemplu, luăm, statul asigură salarizarea lucrătorilor universității. Celelalte domenii de activitate sunt asigurate mai mult, sau cel puțin au fost asigurate mai mult, din contul mijloacelor pe care le acumulează universitatea. Taxe de studii, arendă și alte activități care aduc un venit universității. Pe parcursul primilor 6 ani de conducere, cota parte a cheltuielilor pe care le face universitatea pentru asigurarea activității instituției, reparații curente, reparații capitale, asigurarea tehnică, era făcută din contul mijloacelor universității. Și numai anul trecut, în 2016, pentru prima dată, de exemplu, la blocul, la complexul termoenergetic, cheltuielile statului pentru prima dată au devenit mai mari decât cheltuielile universității. 66% din cheltuielile pe care le-a întreținut universitatea au fost făcute din contul mijloacelor bugetare și numai 34% din contul mijloacelor noastre. Deci este o schimbare care sperăm noi că... Deci schimbările au început în 2016. Până în 2016... La acest capitol, da. Acest capitol, da. A doua problemă care aș putea să spun aici tot este vorba despre faptul că universitatea de acum câțiva ani la rând construiește un bloc, un complex sportiv pe care nici de cum nu-l putem finaliza.
ultimii 2 ani n-am făcut absolut nimic la el, fiindcă mijloacele pe care le avem nu ne permit să facem alocările respective. Și aici este iarăși o schimbare care ne bucură într-un fel, pentru că în bugetul pentru anul acesta au fost alocate din partea statului 4.800.000 de lei pentru... Este suma finită sau mai este nevoie de... pentru finisarea completă? Pentru finisarea completă mai este nevoie încă și în 2018. Și aveți promisiuni că ele vor fi... Și sunt promisiuni aceste că sume vor fi transmise. Transmise, da. Să sperăm că până la urmă în 2018... Speranța mare complexul ultima. Sportiv... Nu vreau să par, dar din câte știu, de când lucram eu în calitate de lector, am auzit despre acest complex sportiv. Deci el se construiește, da, se construiește de mult ușor. Mai mult de 10 ani are. De când l-am început. Din punct de vedere tehnic, el începe să se învechească, să se deterioreze dacă nu îl punem în mișcare, în folosință. Asta o să fie un lucru destul de important, atât pentru pregătirea cadrelor didactice, dar și un mijloc de acumularea unor venituri, dând în arendă sala sportivă, pe care o să ne asigure niște posibilități de dezvoltare mai bună a asistenței tehnice, procurarea materialelor didactice și tot ceea ce este necesar pentru pregătirea unui specialist. Dacă să delimităm aceste probleme și să delimităm un pic aspectele principale la care trebuie să se atragă atenție mai mult sau mai puțin. Iată, vreau aici să fac așa o introspectivă. Eu am absolvit Universitatea Pedagogică Ion Creangă în anul 99, am învățat 5 ani, sunt încă studentă a sistemului vechi, nu am simțit efectele sistemului de la Bologna. Da, după aceea cât am lucrat în calitate de lector, am făcut parte și eu din niște reforme, am fost și eu activ în ceea ce înseamnă procesul de la Bologna. Dar sentimentul meu, vreau să mă împărtășesc cu dumneavoastră și să vă întreb dacă ea este același. Dumneavoastră la fel ați învățat, da, în sistemul vechi. Eu îmi părea mie că atunci când am absolvit, puteam să zbor, puteam să îmbrățișez profesia cu mare drag. Ceea ce profesorii pe care i-am avut eu au fost niște oameni extraordinari. Deci, vorbim despre calitatea învățământului în Republica Moldova, ținând cont de pregătirea cadrelor care sunt didactice în instituțiile superioare de învățământ. Acestea în decursul, bine, din 99 până în 2017, nu prea cred că s-au schimbat multe. Da, poate au fost schimbări, dar poate... Însă șchiopătează foarte mult alt aspect. Șchiopătează finanțarea și calitatea aulelor, da? Calitatea unde își petrec timpul studenții, căminele, cum sunt ele, în ce stare sunt ele. Aici, dumneavoastră, aveți aceeași senzație pe care o am eu sau nu? Nu, nu putem generaliza că nimic nu s-a făcut și în acest domeniu. Cât privește spațiul auditorial, este menținut într-o stare destul de bună. Eu pot să spun chiar un caz, a fost o tentativă a unor canale de televiziune străini ca să filmeze și au vrut să filmeze un auditoriu cam cum era el până la. Și din toată spația auditorială niciunul n-a convenit lor ca să arate comparativ că era rău atunci în comparat cu ceea ce este astăzi. Deci spațiul auditorial îl menținem la un nivel satisfăcător, dacă nu am spune chiar bine. Cât privește înzestrarea tehnică pentru pregătirea cadrelor, aici mai lasă de dorit. Avem în fiecare auditoriu câte un ecran la care profesorii orele teoretice le fac cu ajutorul mijloacelor tehnice. Avem în sensul acesta câteva săli de computatoare pe care studenții le pot folosi atât pentru pregătire cât și mai ales specializările matematică, informatică, unde sunt necesare mijloacele acestea pentru pregătirea lor ca specialiști. Cât privește căminele, evident că ele lasă de dorit. Avem 5 blocuri.
trei dintre care, la strada, două la strada Suceava și una la strada Sucevița, sunt construite încă în anii 70, două la sfârșitul anului 80. Uh-huh. Evident că ele lasă de dorit. O reconstrucție cardinală a lor, astăzi, universitatea nu poate să o realizeze fără susținere din partea statului. Ceea ce putem face, asta e o reparație cosmetică, reparația acoperișului, camerele, schimbarea fereștrilor, ușilor, termopan, mai punem ca să păstrăm căldura în aceste spații. Dar problema calității este legată nu numai de aspectul auditorial sau locurile de traie. Noi moldovenii foarte repede ne urnim de un loc. Repede sau încet? Repede. Repede? Repede. Eu mi-aduc aminte cum am trecut noi la sistemul de la Bologna. Prea repede. În luna aprilie, mai, procesul de la Bologna. Am semnat urgent. Era necesar așa de rapid să trecem? Evident că nu. Evident că nu. Trebuia o pregătire. Am avut diferite întâlniri cu colegii noștri de peste hotare și mi-aduc aminte întâlnirea care am avut-o cu reprezentanții unei instituții de învățământ din Suedia. Sistemul de învățământ la cărora incomparabil cu a Republicii Moldova era mai înalt. Am semnat procesul de aderare la Bologna concomitent. Dar noi în toamna acelui an l-am aplicat, dar ei și-au luat încă 5 ani de zile pentru ca să se pregătească, să acumuleze mijloace, să vadă care sunt părțile pozitive și numai după aceea vor începe a traduce în viață toate lucrurile acestea. Noi l-am făcut îndată. Domnul Chicuș, de ce nu ne învățăm minte după un eșec, de ce nu ne învățăm minte și exact același lucruri pe alte proiecte, pe alte dimensiuni, atât de repede le acceptăm și le implementăm? Pentru că, nu știu, eu acum pot să fiu ca cioara albă. Mie îmi pare că totuși Republica Moldova, învățământul superior din Republica Moldova a pierdut cu acest adoptare atât de rapidă a procesului de la Bologna și nu, fără ca să vadă care sunt avantajele pentru Republica Moldova și dezavantajele și acele obiective care vin în dezavantajul tinerilor să fie excluse. Eu n-aș pune accentul pe a pierdut. A făcut trecerea aceasta la grăbindu-se și ne ținând cont de necesitățile fiecărui domeniu. Fiindcă în momentul când am trecut de la 5 ani de studii la 3, la mono și la 4 ani la specializări duble. Și atunci a fost explicat, pentru că nu cunoșteam real care este practica activității acestui domeniu în alte state europene. Ca numai după ce am realizat lucrul ăsta, să aflăm, de exemplu, că în Portugalia, pregătirea cadrului didactic la ciclul licență finalizează cu dreptul de a intra la masterat, dar nici de cum cu dreptul de a preda în școală. Noi le-am permis tuturora să meargă în școală și nu numai în ciclul gimnazial, dar chiar și în ciclul liceal. Abia prin editarea codului, în sfârșit, am putut căpăta o interdicție că absolventul ciclului licență nu are dreptul să preda în liceu. El trebuie să susțină numai decât masteratul. Iată, dar dacă cercetam din tâi, studiam piața, experiența tuturor statelor, nu numai a unora pe care le-am văzut cineva și a încercat să le implementeze direct, atunci rezultatele ar fi fost cu mult mai benefice. O să revenim la o altă temă ce ține de proiecte introduse rapid în învățământul superior și în alte ramuri. Acum vreau să vă întreb, tot se vorbește despre comasarea Universității Ion Creangă cu Universitatea cu sediul în Tiraspol Pedagogică. Se mai discută la acest capitol sau s-a renunțat? Este o problemă care are istoria ei. Tentative s-au făcut și în perioada la începutul primului deceniu a mileniului 3. Dar în ultima instanță problema a apărut în ordine de zi în momentul când a fost
făcut o tentativă de a promova în viață un proiect pe care a fost finanțat de Consiliul Europei, proiect care a fost condus de către reprezentanții a 5 instituții de învățământ superior din Republică. Nu o să le numesc aici, sunt arhicunoscute și, și ca urmare a acestei activități, pe parcursul a un an jumate, două, au ieșit cu propunerea de comasare a acestor instituții. Proiect care intra în contradicție flagrantă cu toată legislația Republicii Moldova cu privire la proiectele de reformă. Unul la mână. Doi la mână, proiectul acesta nu ținea cont absolut deloc de urmările care puteau să aibă loc în urma unor astfel de transformări. Ori însăși Consiliul Europei, în momentul când au editat cartea aceasta, raportul acesta, a insistat să vedică, pentru că pe prima pagină e scris că proiectul e finanțat din contul mijloacelor financiare a Consiliului Europei, dar Consiliul Europei nu poartă răspundere dacă cineva în cadrul Republicii va face tentativă de a le aplica aceste reforme. Scurt, pe este doi. Clar ca bună clar ziua. Ca bună ziua, da. Asta-i, deci, proiectul acesta promovat pe timpul când ministrul al educației era doamna Sandu. Astăzi, la capitolul acesta, problema este legată de situația demografică în Republica Moldova, în primul rând. Fiindcă în momentul când am trecut la autonomia universitară la începutul 2013, clar a fost în hotărârea de guvern că instituțiile capătă această independență și ele singure trebuie să asigure posibilități de activitate și în cazuri de necesitate, formând anumite consorțiumuri, pot să se unească, să formeze alte unități de. Evident, atâta timp cât instituția, din punct de vedere financiar, este eficientă, nimeni nu tinde spre o unificare, spre o unire a altor diferitor instituții. Dar în momentul când numărul de studenți este în descreștere, dar pe ultimii 5-6 ani, în total pe Republică, numărul de studenți s-a micșorat de la 130 ceva până la vreo 74.000, aproape cu 40 ceva de procente. Evident că cheltuielile care le se fac pentru administrarea instituției devin destul de mari și insuportabile pentru instituții. Și lucrul ăsta îl înțelegem foarte bine. Îl înțelegem și noi și spre marea noastră bucurie îl înțeleg și cei de la Tiraspol. Noi la finele anului acesta am discutat problema aceasta împreună, am creat chiar un grup de lucru care urmează de la 1 septembrie să discute problema, care sunt căile ca să eficientizăm colaborarea la început dintre aceste două instituții, între anumite domenii, crearea unor subdiviziuni comune, nici nu ar putea fi, de exemplu, o bibliotecă comună acestor două instituții. Și treptat să creăm condițiile ca într-o situație când situația aceasta va fi critică, când cheltuielile pentru administrare o să devină mai mari decât cheltuielile pentru asigurarea cadrului didactic, să procedim și la unirea acestor două instituții. Dar suferă mai mult universitatea cu sediul în Tiraspol? Nu trebuie să suferi nimeni. Nu o să suferi absolut nimeni. Nu trebuie să suferi nimeni. Fiindcă dacă suferă cineva din cauza acestor reforme, atunci reforma nu poate fi promovată. Dar ea trebuie să fie făcută în binele atât a interesului pregătirii cadrelor didactice pentru sistemul de învățământ preuniversitar, cât și pentru cadrul didactic care muncesc în cadrul instituțiilor superioare de învățământ, că sunt oameni și au viața lor, au interesele lor și trebuie să ținem cont de, în limita posibilităților, fără doar și poate. De ce? Noi vrem ca acest proces pornit de noi înșine să fie susținut din partea statului, înțelegându-ne ce vrem să facem. Pentru că proiectul care prevedea, de pe care am vorbit puțin mai sus, prevedea, de exemplu, Universitatea Pedagogică, diferite facultăți transferate în diferite instituții de învățământ. Care la Universitatea de Stat, care la Politehnică, care asta pare absurd. Și atunci facultăți de limbi străini trebuia să fie dusă la Bălți.
cum poți realiza așa un proiect? Deci este un proiect care nu ține cont de mulți factori care trebuie să ținem cont în momentul transformărilor acestea. Da, s-a negat acest proiect. El nu mai este viabil și nu mai poate fi... Cred că da. Deci acum urmează pași înceți să elaborați o strategie corectă pentru în cazul în care se întâmplă că vor fi puține. În cazul că situația demografică va fi în continuare, o să ajungem în situația când o să luăm deciziile de unde. Da, sediul va rămâne a Universității Pedagogice Ion Creangă aici. Cred că nu se... Cred că asta, fiindcă avem spații de ajuns, și blocuri, cămini pe studențești care astăzi sunt folosite undeva la 70-75% din... Nu-i total, 100% nu-i folosință la toate. Nu, pentru că numărul de studenți, de exemplu, spațiul auditorial era aproximativ calculat pentru vreo 4.000 de studenți la staționar și vreo 2.000 de studenți la masterat și fără frecvență. În momentul când noi acum, în anul trecut, am avut 4.800, dar anul acesta, odată cu admiterea care... după cum se vede, mai lasă de dorit, sperăm că până la sfârșitul verii o să mai acumulăm ceva. Evident că spațiile auditoriale sunt folosite nu în toată măsura posibilităților noastre. Și acum să vorbim despre un lucru pe care eu consider că l-au gândit cei de la conducerea universității destul de frumos și util. Pe când eram și eu studentă, noi absolveam cu două specializări. Deci specializări comasate. Eu sunt și învățător la clasele primare și pedagog de coreografie. Această metodă sau această așa, o posibilitate de a oferi tânărului specialist și o altă șansă de a-și îndrăgi o meserie sau alta, este pozitivă, după părerea mea. Până în ziua de azi, știu că Universitatea Creangă recurge la aceeași metodă de comasare a specialităților. Cum vedeți dumneavoastră aceasta și cât de bine este pentru un viitor specialist să posede două meserii? Dacă vorbim despre pregătirea cadrelor didactice pentru învățământul preuniversitar, în condițiile care le avem noi în Republica Moldova, aceasta este o necesitate. Și toate întâlnirile pe care le-am avut cu colegi de peste hotare, toți au subliniat lucrul acesta, că în țările mici, asta este una din metodele de asigurare a sistemului de învățământ cu cadre didactice. Dar era văzută negativ asta un timp. Așa, auzisem eu un val. În momentul când a fost pus în discuție noua variantă a nomenclatorului, s-a făcut o tentativă ca din nomenclator să fie exclus domeniul formarea profesorilor. Și atunci era pusă sub semnul întrebării și problema pregătirii cadrelor la specializările duble. Cu susținerea și opinii publice, în varianta finală, totuși, domeniul formarea profesorilor s-a menținut. Putem asta vorbiți de nomenclatură acum. Care este în vigoare astăzi. Da, s-a menținut. Și nu putea fi altfel. Fiindcă peste 70% din toate gimnaziile din localitățile rurale au câte o singură clasă. Una de a 5-a, de a 6-a, de a 7-a, de a 9-a. Și un profesor de istorie care se duce să muncească în gimnaziu X, poate acumula într-așa caz numai 10 ore pe săptămână. Ori norma didactică minimală este de 18 ore. Unde, cum o să-și întrețină el familia cu 10 ore, având numai 60% din salariu? Și așa derizoriu, dar și mai puțin. Deci, de exemplu, în localitatea de unde sunt eu, de Baștină, profesorul de istorie, care vine dintr-un sat vecin, are 3 sate. El e în fiecare zi în altă localitate. A făcut ora și a plecat. Și mai mult, el nu mai întreprinde nici alte activități extracurriculare cu copiii din localitatea, nu numai de unde sunt eu de naștere, dar și toate ceilalți aceeași lucru. Nu este mai bine când profesorul are două specialități, istorie și geografie, chimie, biologie, fizică, matematică, limbă română, limbă franceză sau engleză, mai știu eu, și în sensul acesta, în condiții acestea, el poate să-și acumuleze ore pentru o normă didactică. Și atunci
și activitatea lui ne mijlocise legată direct în școala respectivă, participând la diferite activități, pentru că sistemul de învățământ nu poate fi rupt de activitatea extracurriculară. Dacă ea nu există, atunci în societate sunt probleme. Copiii ăștia, mai ales în condițiile când o bună parte din părinți lucrează peste hotare și școala nu îi antrenează în activități, bat drumurile. Deci, realitățile care le avem astăzi în țară și starea precară în sat, în localitățile rurale, acelor absolvenți care iese cu două specialități, le dă o posibilitate de a face, da? De a se angaja, de a se angaja în câmpul muncii. Nu știu dacă celelalte instituții au aceeași metodă de a... Aceeași metodă este și la Universitatea din Tiraspol, cu sediu în Chișinău. Aceeași metodă nu, este vorbesc și... de Universitatea de Stat. Au așa ceva? Universitatea de Stat... După cât știu eu, pregătirea la specializare dublă nu face. Nu face. Este un atu a Universității Pedagogice Ion Creangă, o parte pozitivă la care studenții trebuie să atragă atenție, că iese cu două specialități. Cel puțin toate întâlnirile care le-au cu direcțiile raionale de învățământ, la discuția la acest capitol, toți au susținut necesitatea acestui. Doar că eu am făcut 5 ani de studii, acum fac 3. Reușesc să învețe ambele? La specializările duble 4. A, 4 fac. 4. Nici odată la Universitatea Pedagogică Ion Creangă sau la Tiraspol sau la Obelți, specializări duble nu s-au făcut în timp de 3 ani. Cazuri de este în Republica Moldova. Au fost. Și în genere, specializările duble se admit numai la domeniul 14, formarea profesorilor. S-au admis și la alte domenii, dar mă rog, cei mari sunt mari. Da. Și acum la un aspect mai trist și care a fost discutat și la alți colegi de-ai mei, jurnaliști, în alte emisiuni. Plecarea masivă a studenților peste hotare la studii în instituțiile care consideră ei că sunt mai prestigioase, în țările unde consideră ei că vor avea oportunități mai vaste de angajare sau de obținerea studiilor mai calitative. Acesta, la fel, ce fenomen este acum în societate pe care dumneavoastră îl considerați negativ sau pozitiv? Pentru că chiar în perețele de socializare văd mulți părinți scriu: copilul meu a plecat la aeroport, ne luăm rămas bun, copilul meu pleacă. Mulți acum decid să plece la instituțiile. Este, iarăși, discutăm despre calitatea învățământului sau totuși despre calitatea procesului de învățământ? Problema aceasta are două laturi. Astăzi, în momentul când ne îndreptăm spre comunitatea europeană, unde la baza activității este spus drepturile omului, nu poți. Și nu este cazul. Este un lucru bun că studentul, copilul, are posibilitate să-și aleagă un domeniu de activitate și de pregătire profesională și în alte state. Nu putem merge pe calea interzicerii. Încălcăm dreptul de a alege, așa. Da, asta e dreptul cetățeanului și noi trebuie să-l stimăm. Dar, spunând trebuie lucrul să fim ăsta, mai atractivi ca să nu plece. Trebuie să și noi să facem ca concluzii. Să fim atractivi. Uite, problema atractivității are două aspecte. Este ceea ce ține de noi, instituțiile de învățământ, care avem și noi lacunile noastre în activitatea în acest domeniu, și este partea a doua, atitudinea statului față de acest proces. Dacă ne oprim la primul lucru, evident că situația care este în cămine astăzi, mărimea bursii... Apropo, cât este o bursă acum? O bursă, acum sunt burse de 3 categorii. Categoria 1, a 2, a 3. Categoria a 3 e 632 de lei. Categoria 2 e 672 de lei, prima categorie, a treia categorie, a doua e 732 și a prima categorie e de 842 de lei. La anul absolvent e plus 20%. Asta este bursele pentru ciclu licență. La ciclu masterat este bursa de o singură categorie de 820 de lei. Deci ele ar putea fi mărite.
Am ajuns la... Bine, e evident că da. Mărimea bursei trebuie să o comparăm cu capacitatea ei de cumpărare. Și atunci se vede, ea este de ajuns ori nu. Sau cel puțin în condițiile când în țările peste hotare lucrul acesta este asigurat, de exemplu, în Germania, de către stat, sunt niște condiții mai atractive. Aceeași problemă cu asigurarea condițiilor de trai în cămine. Tot este un factor care ar contribui la chestiunile acestea. Dar partea a doua a lucrurilor este că răspunderea de această situație alături de universități o poartă inclusiv și toate celelalte instituții ale statului. Inclusiv, îmi cer iertare dacă o spun lucrul ăsta, și canalele televiziunii. Uh-huh. Fiindcă și ele trebuie, și-au adus și ele aportul în această degradare a învățământului superior. Deci mass media o vedeți la fel că poartă o vină? Poartă anumit, de ce nu? Rar canal care, cel puțin a fost asta până în anul acesta, n-a făcut propagandă în favoarea plecării peste hotare a studenților. Și găsim foarte rare emisiuni televizate. Păi, poate ei primesc, din asta bani și intenționați să face asta. Evident că da. Evident că da. Pentru că reclama astăzi costă. Ce reclamă poate să facă Universitatea Pedagogică Stat Ioan Creangă în condițiile când poate să asigură la minim existența pentru a-și promova învățământul pe... Păi bine, dar vorbim aici despre diverse evenimente la care am putea să venim și totodată studentul să afle despre... Știu că ați avut odată festivalul sarmalelor, știu că ați avut festivalul... La final aveți niște susțineri de examene la coreografie frumoase care seamănă cu niște concerte adevărate de pe... Și nu numai coreografie, la artele plastice. La artele plastice, da, într-adevăr. Și nu prea vin să facă reportaje, da? Din contra, dacă se întâmplă un caz excepțional pe care... poți să faci din el o anumită, să zicem... Tam-tam sau bombă? Da, bombă mediatică. Bombă mediatică îi prezent întotdeauna. Eu pot să spun un singur lucru. 3 ani în urmă a fost un caz. În luna noiembrie ploua afară și o servitoare a pus pe un calorifer o haină umidă să usuce. Haina asta a luat foc. Și a făcut puțin fum din subsolul clădirii, a ieșit o leacă fum. Cineva a transmis, a venit televiziunea, a făcut, mă sunau colegii din toate colțurile Republicii. Ce s-a întâmplat la Creangă? S-a aprins universitate. De ce? Ce ați făcut acolo când n-ați fost atenți? Și din contră, când organizăm aceste festivaluri, aceste activități extracurriculare, întâlniri cu oameni de vază, din țară, de peste hotare, înmânarea titlului doctor honoris causa a multor mari somități. Eu îmi cer scuze că vă întrerup, dar aici vreau să spun despre un lucru care poate a avut un impact negativ asupra, că nu a început să vină presa. A fost o perioadă vreo 5 ani în urmă când instituțiile superioare se avântau în politică. Deci erau niște elemente politice, întâlnirile cele cu deputații, cu partidele politice. Poate asta tot este un factor că... Întâlnirile cu deputații le-am făcut numai în timpul campaniilor electorale, conform legislației respective, acordându-le spații în timpul după ore. Este un drept al lor și o datorie a noastră să susținem acest lucru. În politică, Universitatea Pedagogică din Statul Ungaria niciodată nu s-a implicat. Un alt aspect, ați spus că statul trebuie să-și asume responsabilitatea că tinerii pleacă din Republica Moldova să-și facă studiile în străinătate. În momentul când instituții de învățământ ar fi dotate cu cămini moderne, cu tehnică modernă care ar putea asigura la nivel pregătirea cadrelor pentru necesitățile statului, eu cred că lucrul acesta ar fi pozitiv. Eu nu vreau să zic mai mult nimic, dar chiar și ajutorul pe care ne-l acordă, ne-l acorda și ne-l acordă România. De acum câțiva ani vorbim că acest ajutor joacă și el un rol negativ în situația noastră în cadrul învățământului superior. Și am propus deseori bursele acestea să fie reorientate spre schimbul de studenți pe perioada unui semestru, unui an, să duce studentul
Faci un semestru, faci un an, se întoarce înapoi și continuă studiile, absolvește aici. Dar nu bursă pentru studii acolo, mai ales la specializările pe care noi le putem asigura în cadrul Republicii. Promisiunea am avut și din partea părții românești la acest capitol, că se va discuta la acest capitol, dar și a rămas pe vechi. Uh-huh. Vreau neapărat să vorbim și despre faptul că ultimul timp au început să se închidă unele școli și aceasta este și o parte a, pentru unele partide politice, de a trâmbița că ceilalți care închid școlile fac o mare, mare greșeală. Dumneavoastră cum vedeți în localitățile rurale lipsa copiilor, închiderea școlilor, un factor pozitiv sau negativ pentru copiii noștri? Pentru cadrele didactice. Dați să începem lucrul ăsta puțin din altă parte, să ne uităm la el. Orice școală, existența ei în sat, este asigurarea viitorului acestei localități. În momentul când școala în localitate este închisă, este o tragedie pentru oamenii din localitatea aceasta. Omenirea întotdeauna a tins spre a învăța. Dar în momentul când situația economică este precară și posibilitățile părinților de a susține școala la țară cel puțin sunt minimale, în momentul când majoritatea, aș spune, a tinerii generații productive e plecată peste hotare, avem o adâncă criză demografică în Republică. Ce se face dacă clasele acumulează numai 6-8 copii? Când cheltuielile pentru asigurarea procesului de învățământ și cheltuielile pentru asigurarea administrării școlii sunt favoarea cheltuielilor pentru administrarea școlii. Deci trebuie de ieșit din acest impas. Da, dar până la urmă țara a fost indusă în acest impas tot de guvernanții noștri și oamenii au plecat din motivul că economic nu-și pot susține familie. Și vedeți cum e, e cerc vicios. Aici nu pot să spun că nu e așa. Asta este. Și încă... acum dacă se închid unele școli, reieșim din lucrurile care ajută la susținerea, da, localității. Evident că o școală este un centru de cultură. Aici, în primul rând pentru tânăra generație și într-al doilea rând chiar și pentru existența acestei localități. Dacă închidem școala, am pus începutul lichidării și acestei localități. Asta este opinia mea. Pentru că este nenormal când în sat nu există școală. Când copiii din școală nu pot să iasă pe scena unui casă de cultură din sat sau în școală, fața părinților și să arăte rezultatele lor de activități extracurriculare care le fac ei în școală, care trebuie să le facă în școală. Și atunci, în momentul când problema respectivă o lăsăm sau cel puțin, evident când așa caz este necesar de a face niște comasări. Dar și comasările acestea trebuie să fie făcute iarăși, bine cântărite, argumentate și nu făcute pur și simplu de sus, dar să atragem în discuția acestor probleme și masele de jos. Și atunci eu cred că ieșirea din situație ar fi cu mult mai benefice și mai puțin implicați factorii politici în rezolvarea acestor probleme. Că deseori politica face mai mult furtună în paharul cu apă decât rezolvarea problemei. Știu că aveți o 8-a facultate care pregătește și instruiește cadrele didactice
pe parcurs, da? Este da. Facultatea de, se numește, cum ajutați-mă, vă rog, că nu găsesc acum, de formare continuă a cadrelor didactice și a cadrelor cu funcții de conducere, care a fost fondat în 1975 și este un centru republican de formare a cadrelor didactice, devenit în ani. Mai ales cele cadrele de conducere. De conducere, da. Acum, și în mass media și în localități, când mergem la diverse discuții sau de alte reportaje, observăm că sentimentele oamenilor sau emoțiile vorbesc lăsate, cadrele didactice nu sunt până în atât formate ca să facă față noilor metode în pedagogie, noilor reforme. Aici, Universitatea Creangă aplică vreun instrument ca să verifice, să vadă ce se întâmplă în localitățile rurale cu pedagogii? Deci, facultatea respectivă asigură necesitățile alături de alte instituții de învățământ care au aceste centre de formare și ei, mai este reciclarea cadrului didactice, fiindcă noi avem mai mult domeniu umanistic. Fizica, biologie, chimie, nu avem facultăți și nu pregătim, facem lucrurile, sunt și la Tiraspol și la Bălți sunt centre de tipul ăsta. Dar Universitatea se stăruie ca să țină un contact nemijlocit cu profesorii, cu absolvenții, în primul rând, a facultăților noastre. Și se apelează la fiecare an să petrece perioada, săptămâna ușilor deschise, când studenții aceștia vin și una din problemele pe care discutăm este anume problemele prin prisma viziunii lor, care este neajunsurile în pregătirea cadrelor de acela ziua de astăzi. Deci țineți pulsul. Țineți pulsul acestor. Evident că dacă altfel nu poți să percepi unde, pentru că a greși omenește. A face cândva metodele de pregătire pe care, de exemplu, când am studiat eu, erau perfecte și erau înălțime. Dar astăzi, în condițiile când vine un copil care are mult mai multe așa, gadgeturi, calculator decât pedagogul în universitate. Corect. Noi deseori am vorbit și spunem rolul pedagogului și mai ales problema salarizării pedagogului nu este atât o problemă pur materială. Toate și asta e importantă. Ce duce acasă și cu ce hrănește copilul. E adevărat. Dar are un rol moral, spiritual enorm. Că nivelul de viață și de asigurare a profesorului este un exemplu pentru copil. Ai să înveți, o să poți să fii și tu ca el. Dar el, din păcate, aici este mult mai jos decât a unor tineri și așa cum ați spus aici, am văzut aici, mi-ați făcut un cadou la 75 de ani, un film documentar realizat cu ocazia aniversării acestui frumoase date. Învață să înveți pe alții. E mult mai complicat acum să înveți pe alții. Și aici vreau să vă întreb, ați participat sau sunteți în contact cu pedagogii care din licee care au fost la proteste și cer mărirea salariilor? Sau profesorii de la universități nu s-au implicat în aceste... Ne-am implicat și noi în chestiunile astea, da. Absolut. Cât ar trebui să primească un învățător, un profesor universitar, un lector, ca să fie mulțumit în ziua de azi? Da. E important ca în momentul când rezolvăm problemele acestea să ținem cont de situația care este în alte state. Noi facem reformă ca în Spania, ca în țările baltice și luăm, insistăm să traducem în viață ajunsurile pe care le au ei în domeniul organizării sistemului de învățământ, promovării, pregătirii, calității, dar nu ținem cont și de al doilea aspect, comparativ cu salarizarea. Ori, de exemplu, în aceeași proiect de reformă pe care am vorbit noi, puțin mai sus, sunt date că un profesor în țările baltice au un salariu în jurul de 1000 de euro. Și ei discută problema că există și la ei necesitatea de a mări acest salariu. Da, așa. Ori la noi salariul astăzi este cel puțin de 125-150 de euro
dacă trată în euro un profesor. E și ți-e rușine uneori să spui când primești, când vezi colegii tăi la diferite seminare, întâlnești, pentru că organizați foarte multe conferințe internaționale. Pare foarte bine și mă bucur de faptul că sunteți absolvent a Universității Pedagogice și simțiți durerea aceasta. Am simțit și mi-am schimbat orientarea în jurnalism pentru că salariul de la facultate era... Am și eu două fiici, ambele au absolvit facultăți pedagogice, dar din păcate m-au trădat și am rămas și activează în alt domeniu. Și acum, pentru că știu că aveți a ne spune că sunt acele 7 facultăți frumoase la Universitatea Creangă și eu, pentru că dragostea mea și alma materul rămâne întotdeauna în suflet, vreau să faceți un anunț. Ce specialități mai au locuri libere la buget și studenții, abiturienții ar putea să vină la Universitatea Creangă? Vă rog tare mult! La momentul actual, la cele 3 domenii de pregătire, ciclu, licență, zi și 2 fără frecvență și masterat, avem acoperite toate locurile bugetare la învățământ cu frecvență redusă și masterat. Problema este în ciclu licență la secție zi. La specialități? La specialitățile, cele mai multe locuri vacante sunt la limba română. În păcate, pentru prima dată anul acesta, la limba română, locurile vacante. Avem 15 locuri vacante la facultate. La tineri, mulți stimați tineri. Ce avem locuri vacante la pedagogie preșcolară. Câte? Sunt 12. Ăștia sunt viitorii educatori în grădiniță. În grădiniță de copii, da. Avem locuri vacante la educație civică, încă 13 locuri. În total, astăzi, la universitate avem 100 de locuri vacante la diferite specialități. La sfârșitul primului tur am avut 103. Pe parcursul turului 2 am mai înmatriculat încă 36 de oameni. Dar numărul de locuri s-a mișurat numai cu 3. Pentru că în timpul acesta, o parte din oameni pe care i-am înmatriculat la turul 1 și-au retras documentele. Din păcate, în anul acesta, procesul de înmatriculare a fost făcut de către un instituție cu mari încălcări a regulamentului în vigoare. Auleu. Lucru care s-a răsfrânt negativ și asupra noastră. Asta este o temă pentru o altă emisiune, probabil. Eu vă promit aici, public, am să am grijă de universitatea mea și n-am să fac parte din acei care ziceți că uităm de instituțiile superioare de la noi din țară, cu toate că eu mai vizitam universitatea și așa. Eu vă mulțumesc pentru că ați venit, timpul nostru a expirat din păcate. Vă mai invităm și în alte emisiuni să discutăm. Vă doresc să aveți mulți studenți și... să prosperați, dornici de carte și să înveți aceștia. Mulțumim! Numai bine! Doamnelor și domnilor, pune punct ediției din această seară. La revedere!